iar Meta ia măsuri pentru a combate dezinformarea cu privire la alegerile din Franța. Printre cele mai interesante măsuri se numără o nouă modalitate de a semnala știrile false de pe WhatsApp. Fostul președinte Donald Trump a dus informații clasificate în casa sa din Florida după ce a părăsit Casa Albă. Și avocații prințului Harry spun că acesta nu dorește să-și aducă copiii în Marea Britanie deoarece nu se simte în siguranță. Și Novak Djokovic va reveni pe terenul de tenis după scandalul expulzării sale din Australia, liderul mondial urmând să participe la ATP Dubai. A Hero, noul film despre onestitate și onoare care a cucerit jurul de la Cannes în 2021, ajunge în cinematografe din 25 februarie.